Și Robert Sigartău, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Sigartău! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Vedem, așadar, s-a stabilit oficial data alegerilor prezidențiale, dar și data alegerilor parlamentare. Fără precedent, românii vor ieși la vot pe 1 decembrie, însă ne uităm puțin la declarația făcută de Daniel Zamfir în urmă cu doar câteva secunde. Practic, dumneavoastră, liberalii, ați insistat ca alegerile să fie la termen, în cele prezidențiale, pentru că scopul era câștigarea de timp pentru Nicolae Ciucă, astfel încât acesta să se încadreze în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Care este, de fapt, situația, domnule Sigartău? Înseamnă că PSD-ul sau Marcel Ciolacu este de acord cu Partidul Național Liberal și au căzut de comun acord că alegerile să aibă loc în noiembrie. Asta înțeleg, de fapt, că Marcel Ciolacu a cedat, că totul a fost, de fapt, o coreografie și atunci totul este în regulă, nu? E foarte bine pentru că alegerile s-au stabilit pentru luna noiembrie, respectiv decembrie, pentru că oamenii pot participa într-un număr mai mare la vot. Era o aberație să facem alegerile vara. Acum, lăsând speculațiile la o parte, e clar că Partidul Social Democrat a suferit o înfrângere, pentru că erau singurii care își doreau ca alegerile să aibă loc în luna septembrie. Asta au spus de la început, au spus două săptămâni în continuare prin comunicatorii lor și repet mesajele pe care eu le-am mai dat și la dumneavoastră. Partidul Național Liberal trebuie să intre într-o bătălie totală cu Partidul Social Democrat, asta dacă ne dorim să câștigăm alegerile prezidențiale. Altfel, vor veni alți candidați care au alt profil față de Marcel Ciolacu, care poate fi candidatul PSD-ului și s-ar putea să avem surprize, pentru că e clar că aceste alegeri sunt până la urmă despre PSD și cei care vor fi alternativa la PSD. Noi, dacă rămânem în forma actuală de colaborare cu PSD-ul braț la braț, mă refer la cei care consideră că trebuie să rămână, atunci clar că vom avea o problemă la alegerile prezidențiale din toamnă, atunci când vor fi la termen. Asta este cea mai mare problemă a Partidului Național Liberal, relația cu PSD-ul. Și atunci, dacă nu vom reuși să ne dezlipim de Partidul Social Democrat, atunci vom avea o problemă cu electoratul nostru, care nu dorește această asociere cu PSD. Domnule Zamfir, mă întorc la dumneavoastră. PSD a suferit o înfrângere prin stabilirea acestor date prezidențiale pentru alegerile prezidențiale. Așa este? Ați făcut pasul în spate? Evident că nu. Vedeți că este vorba aia din popor, că cel mai deștept întotdeauna cedează. Nu era o miză pentru Partidul Social Democrat ca alegerile să fie în luna septembrie. Și nu era, nu știu la ce coreografie se referea domnul Simion, dar, repet, eu l-am auzit pe domnul Ciucă la un alt post de televiziune spunând că s-a bătut în cuie în coaliție ca data alegerilor prezidențiale să fie 15 și 29 septembrie. Dacă putem vorbi de vreo coreografie, aia este din partea celor de la PNL care au anunțat public data alegerilor prezidențiale. Neavând noi nicio miză, faptul că nu trebuia și nu a meritat să existe această discuție în spațiu public, că oamenii numai de asta nu sunt interesați de când sunt alegerile prezidențiale. Partidul Social Democrat a acceptat fără probleme ca data alegerilor să fie în noiembrie. Ce ne-a deranjat până în toată această perioadă a fost faptul că colegii de la Partidul Național Liberal nu și-au respectat acel angajament public pe care l-au luat în legătură cu data alegerilor prezidențiale. În rest, părerile domnului Sighiartău în legătură cu ce trebuie să facă Partidul Național Liberal să atace PSD, să iasă de la guvernare, pe asta le știm încă de 2 ani de zile, pentru că domnia sa întotdeauna s-a poziționat împotriva conducerii partidului domniei sale și e clar că acolo e o luptă internă în PNL. Uitați-vă că sunt doar colegi din PNL care exprimă această poziție de rupere a PSD. Este domnia sa, domnul Sighiartău, domnul Câțu și domnul Cosma. Eu nu cred că ați auzit pe cineva din conducerea PNL că dorește ruperea de PSD
și să intre în opoziție și așa. Da, în fine, dacă vor să o domnule facă... Domnule Zamfir, până la urmă. Dar vrea în continuare PSD-ul să rămână în această coaliție de guvernare pentru care de pierdut PNL-ul în privința alegerilor prezidențiale, pentru că asta este ce spune domnul Sigartău? În acest moment, eu cred că această guvernare trebuie să continue. Această guvernare a avut niște realizări, fără doar și poate, sigur că unele lucruri se puteau face și mai bine. Această guvernare a asigurat până la urmă stabilitatea țării. Vă rog să vă aduceți aminte momentul în care PSD-ul a intrat la guvernare, țara era într-o situație critică. După ce PNL-ul îi dăduse afară de la guvernare pe cei de la USR, țara practic era într-un haos, pentru că nu exista o majoritate care să guverneze țara. Domnul Orban a rupt și el PNL, au plecat cu nu știu câți parlamentari. Deci erau într-o situație critică. Faptul că a venit PSD-ul la guvernare, bineînțeles, la insistențele președintelui Iohannis și a celor de la PNL, să ne lămurim, pentru că în PSD a fost o discuție serioasă și mulți colegi spuneau, dom'le, de ce să intrăm acum la guvernare să-i salvăm pe PNL când toată campania PNL-ului și a președintelui Iohannis a fost să scăpăm țara de PSD. Păi după ce au spus că să scăpăm țara de PSD, au venit să le aruncăm colacul de salvare. Le-am aruncat colacul de salvare, până la urmă, nu PNL-ului, ci țării, pentru că țara era practic neguvernată după ce, repet, PNL a aruncat de la guvernare pe cei de la USR, care înțeleg acum că vor iar să se... Cu domnul Sighiartău și cu domnul Câțu vor iarăși să facă alianță cu USR. Bun. Asta este următoarea întrebare, domnule Sighiartău. În opinia dumneavoastră, vă veți îndrepta spre celelalte partide de dreapta astfel încât să obțineți o susținere din partea acestora pentru alegerile prezidențiale și eventual, nu știu, poate și pentru cele parlamentare? Vom avea discuții cu toate partidele anti-PSD, tocmai ca să avem o alternativă la PSD și la felul în care ei salvează de fiecare dată țara, ducând-o, ironic vorbesc normal, ducând-o la deficite bugetare mari, ducând-o la sărăcie, ducând-o la corupție și la alte lucruri. E clar că trebuie creată o alternativă și alternativa va fi creată, mai ales în perspectiva alegerilor prezidențiale, când PSD-ul, slavă Domnului că în turul 2 nu va avea cum să câștige alegerile prezidențiale și dreapta va putea da un președinte, iar apoi o guvernare. Pentru că dar Nicolae Ciucă intră în turul 2, domnule Sigartău? Eu cred că candidatul PNL-ului, dacă va avea discuții cu celelalte forțe și vom avea o alternativă clară, va intra în turul 2. Care va fi acela, sigur, Nicolae Ciucă sau alți candidați care vor face lucrul ăsta, dar este obligatoriu ca PNL să-și consolideze până la urmă bazinul de votanți pe partea dreaptă, iar acest lucru nu se poate face decât prin colaborare și printr-un mesaj asumat liberal de dreapta, care să nu semene deloc cu cel socialist al PSD-ului. Și am văzut declarații... Aici am o singură observație și eu. Știți că întotdeauna când intru în discuții cu domnul Sighiartău și nu numai, și, mă rog, și cu ceilalți, cu domnul Cosma care... Dom'le, stabilesc domniile lor că sigur România va avea din nou președinte de dreapta. A avut 20 de ani și de acum încolo, nu știu câte ani, 20 probabil, va mai avea tot președinte de dreapta. Eu cred așa, în modestia mea, că măcar și de dragul democrației, după 20 de ani, românii pot schimba orientarea, pentru că am avut 20 de ani un președinte de dreapta, 20 de ani președinți de dreapta și nu cred că oamenii au fost mulțumiți de ce au făcut acest președinți de dreapta. Cred că putem avea, după 20 de ani, un președinte de stânga, așa, repet, măcar doar de dragul democrației, că altfel, după cum spune domnul Sighiartău și alți analiști de dreapta, că sigur va câștiga dreapta, eu zic să nu mai facem alegeri, că oricum stabilește dreapta pe cine să pună și mai economisim și bani și nu mai târâm lumea pe la vot, că tot așa trebuie să iasă dreapta, că așa spun domniile lor, nu? Domnule Sigartău, un președinte de dreapta sau unul de stânga, pentru că e nevoie, vă rog. Care sigur a fost în PDL, a fost în PNL, el știe foarte clar că există o frică față de Partidul Social Democrat în a avea toată puterea în România, pentru că Partidul Social Democrat a demonstrat de-a lungul timpului că în momentul în care are toată puterea
și puterea prezidențială este foarte importantă în România. Domnule, iată, puterea PSD-ului a fost dată de oameni la alegeri. Pare rău că vă spun, nu și-a luat-o nimeni. Abuzuri. Oamenii la alegeri au dat puterea PSD-ului. Nu l-au votat pe Ponta, nu l-au votat pe Năstase, care își făcea de cap și care credea că e Republica lui. Ăsta este motivul pentru care oamenii nu votează PSD-ul. E vorba de felul lor structural de a fi, da, și de modul în care controlează puterea atunci când o au în, da, totalitate. Credeți că, oamenii au fost mulțumiți de cum a controlat puterea Băsescu sau Iohannis? Da, pentru că... Băsescu a fost bun președinte pentru România, credeți? Iohannis, orice putem spune de Iohannis, dar nu putem spune că n-a fost un președinte democrat. Și ăsta este mare lucru, că dacă era Ponta, Băsescu era mic copil pe lângă Ponta. Nu, nu știu cât de democrat am văzut cum v-a schimbat președinte de partid, domnul Iohannis. Nu prea a fost democrat la cum v-a schimbat președinte de partid. Eu vă spun că e foarte important că un președinte să aibă în primul rând instincte democratice și să nu apeleze la tot felul de pârghii pe care le are pentru a-și elimina competitorii sau face alte lucruri. E clar că... Vă referiți la Băsescu aici? La Băsescu? Dumneavoastră... La Băsescu vă referiți că eliminarea competitorilor cu alte pârghii? Iar e clar că statul paralel cred că a fost invenția unui președinte de dreapta, dacă mă gândesc eu bine. Statul paralel a fost invenția unui președinte de dreapta. Pe Năstase, care folosea PNA-ul pentru... Domnilor, haideți să ne întoarcem în prezent. Vă mulțumesc tare mult pentru intervențiile dumneavoastră.